În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel. Așa confirmă prorocul și profetul David în Psalm, legat de cuvântul apostolului Pavel de mai târziu, care va spune Sfinții sunt oameni de casa lui Dumnezeu, împreună locuitori cu El și cetățenii ai Raiului. Mai întâi și cel din tâi lucru, trebuie să știm că astăzi, după pogorârea Duhului Sfânt, deci când a fost pogorârea Duhului Sfânt, și în imediata hotărârea Bisericii, pentru că avem tot felul de sfinți, știuți și neștiuți, cu nume și fără nume, cu acatist și fără acatist, pomeniți și nepomeniți, Biserica a rânduit prin rânduiala Sfinților Părinți o duminică specială numită tuturor Sfinților, iar de acest act a luat cunoștință și Biserica Ortodoxă Română când a hotărât ca duminica cealaltă să fie și o duminică a tuturor Sfinților Români. Pentru că, așa cum v-am spus de mii de ori și o repet din nou, noi nu știm în cimitirile României și pe câmpurile de luptă câți martiri sunt, câte bunice sfinte, câți bătrâni sfințiți, câți copii nevinovați, câte mame vrednice și așa mai departe, tot ce a înghițit pământul de-a lungul miilor de ani, de la căderea lui Adam din Rai. Ceea ce rămâne însă important pentru noi și pentru lume, chiar dacă suntem în secolul 20 și am trecut în secolul 21, adică în mileniu 3, încă sunt oameni care nu știu ce înseamnă cuvântul sfânt. Mai nou, dacă ați fost atenți și dacă ați văzut, este și o modă. Să spune așa. Ci că să mai facem niște sfinți. Nu îi facem noi, îi face Dumnezeu. Noi doar îi recunoaștem. Și avem mai multe feluri de sfinți. Babele vor spune rapid, sfinți mici și sfinți mari. Sfinți importanți și sfinți neimportanți. Nu există așa ceva în biserică. În Biserica Mântuitorului Iisus Hristos, al cărei cap și este, există o singură categorie de sfinți. Cei care au dobândit mila lui Dumnezeu, au dobândit iertarea păcatelor, și s-au învrednicit de harul facerii de minuni. Pentru că mai sunt și sfinți care nu pot face minuni. Și mai sunt și sfinți care poate nu au harismă. Dar de ce nu au harismă? Dacă un om s-a mântuit prin mila lui Dumnezeu și este iertat de păcate și n-a ajuns în fundul iadului și a ajuns în grădina Raiului, el este plăcut lui Dumnezeu, este drept credincios, este bine credincios, este fericit, cum vrem să-i spunem noi, dar nu este în aceeași măsură cu marii sfinți făcători de minuni, care în tradiția populară a bisericii și în tradiția ortodoxă a bisericii au fost cunoscuți chiar ca miluitori și binefăcători, cum ar fi un Sfântul Nicolae, cum ar fi un Sfântul Spiridon, cum ar fi un Sfântul Gheorghe, cum ar fi un Sfântul Mina. Și nu mică mirarea rămâne că de 2000 de ani, de când e biserica creștină, acești sfinți sunt pomeniți în acatiste, în casele credincioșilor și sunt chemați în ajutor, în rugăciune atunci când este nevoie, în ciuda faptului că secolul 21 a dezvoltat și această teorie că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Nu sunt carnivori, nu sunt din rasa canișa, deci ei sunt oameni ca și noi, care au flămânzit ca și noi, s-au înfrânănat ca și noi, au postit ca și noi, au trăit ca și noi, au dormit ca și noi, au suferit ca și noi, dar au plăcut lui Dumnezeu prin fapta cugetului și a inimii. Și acum mi-am propus eu pentru tema de astăzi să dezbatem câteva lucruri mărunte. Cea din tâi ceata sfinților sunt sfinții întru tot lăudații apostoli. Aceștia sunt mesagerii direcției ai Mântuitorului Iisus Hristos, prin care biserica a răspândit învățătura creștină, fiind numiți și mărturisitori, pentru că ei au mărturisit dreapta credință, după cum spune și în Psalm în două stihuri.
Dumnezeu a dat cuvânt celor ce vestesc cu putere multă și în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Deci ei sunt cei care au propovăduit învierea fără frică, fără teamă, așa cum spune ștroparul Duhului Sfânt, prea înțelepți pe pescare ai arătat și prin trânsii lumii ai vânat, iubitorile de oameni, slavă ție! După această categorie de sfinți, intră sfințiții ierarhi sau mari dascăle ai lumii și ierarhi, apărători ai bisericii. Și aceștia știm, Fotie, Marcu, Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigore Dumnezeu Cuvântătorul, Grigore de Nisa, Grigore Palama și mulți alții. Deci eu v-am spus doar câteva idei ca să aveți ce înseamnă dascăle ai lumii și ierarhi, Nicolae, Spiridon și așa mai departe. Oameni care au apărat dreapta credință, iar dacă citim troparele lor, adică cuvântul de învățătură pe scurt al vieții lor, vom vedea Sfântul Nicolae, apărător al credinței și chip al blândeților. Sfântul Ierarh Spiridon e apărătorul drept credinței dreptmăritorilor creștini și așa mai departe. Fiecare are un anumit. În momentul când ajungem la un dascăl, cum ar fi Dosoftei al Moldovei, sau cum ar fi un Varlam al Moldovei, sau un Anastasie Crimca în hârtiile de canonizare, sau un Veniamin Costache și așa mai departe, alții erau străluciți și luminători, Ioan de la Râșca, un Mitrofan de la Buzău, un Antim de la Ivireanu de la București, vom găsi iluștri gânditori de carte românească care au venit și n-au făcut altceva decât au impregnat literatura laică cu suflul românesc de gândire românească, dar creștin. Deci au arătat că am fost și suntem creștini. Au arătat că am gândit creștinește. Și atunci așa a rămas în istorie cazania lui Varlam, Didahile lui Antim, așa a rămas Psaltirea în versuri și multe altele. De ce v-am amintit lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că acești dascăli ai lumii și ierarhi sunt o altă etapă de sfinți, deci care au intervenit în sânul bisericii și în mișcarea corectă a învățăturii bisericii și nu oprită numai la nivelul de dăscălie, ci oprită la nivelul de martirajul prin ce? În momentul când au fost cele 7 soboare ecumenice a toată lumea, începând cu cel de la Nicea la 321 și terminând cu sinodul icoanilor al 7-lea, deci când s-a dat libertatea și s-a dat libertatea cultului icoanilor, s-au cinstit icoanele. Deci ce s-a făcut? S-a demonstrat că acești episcopi care participau la aceste sinoade a toată lumea erau apărătorii, semnatarii și consemnatarii a tot ce este corect în biserică și decideau cu de la sine putere insuflați de Duhul Sfânt că aici trebuie să fie așa sau aici trebuie să fie așa. Și avem nebunia lui Are la sinodul 1, nu mai comentăm, Alexandru al Alexandriei, cel care a statornicit și a atacat această dogmă antitrinitară inventată de un nebun care spunea că fiul e mai mic ca tată. După aceea la sinodul 2 s-au legat de Dumnezeirea Duhului Sfânt, după aia de născătoare Dumnezeu, că e născătoare de om, nu de Dumnezeu, că nu pricepeau ei, era, știți, Dumnezeu nu poate face câte o taină, pentru că noi nu înțeleg oamenii și dacă nu se explică lor, taina nu e valabilă. Așa și aici. Și atunci au venit acești legiuitori, părinți ai sinodilor ecumenice și ușor, ușor, din sinod în sinod, pe urmă s-au legat de firele Mântuitorului. Bac a avut o fire, bac a avut două, bac a avut o voie, bac a avut două, bac a avut o fire omenească, ba nu, că a avut una dumnezească, bac aia au absorbit-o pe cealaltă și tot așa. Și s-au răspândit aceste erezii, ușor, picătură cu picătură, până în zilele noastre. De ce? Primele 7 veacuri creștine sunt numite veacurile de aur ale creștinismului, când s-a scris literatură patristică cât în cape, deci adevărate tratate de dogmă și de învățătură creștină păstrate până în zilele noastre în colecțiile de părinți și scriitori bisericești și în mare ediție Migne, deci cea care
care ține toată colecția greacă, cum se spune, și toată colecția apuseană și toată teologia primelor veacuri creștine, dar în momentul în care, deci în momentul în care au început decăderile, au început și selecțiile. Deci de ce? Noi știm că acești sfinți sunt cei care au venit în sânul bisericii nu condiționați sau plătiți. Deci nu poți să faci un sfânt plătit. Îi spui la unul, uite, hai, te plătesc, fă-te sfânt. Sau uite, hai că te susțin, tu fă-te sfânt. Nu există așa ceva. Acea pornire a sfințeniei pleca din interior. În loc de cărți profane, cum ar fi cărțile scrise împotriva creștinismului și toate prostiile, luați din pangarul bisericii viețile sfinților. Luați unul luna iunie, altul luna iulie, altul luna august, altul luna septembrie, unul luna ianuarie, una februarie și schimbați între voi. Și citiți viețile sfinților ca să vedeți cam cum au putut să pătimească acest sfinț și ce fel de oameni au fost și ce fel de viață au avut, ca să ne dăm seama doar pentru o temă de acasă, simplă și scurtă. Cum viețuiau ei și cum viețuim noi? Cum trăiau ei și cum trăim noi? Cum mâncau ei și cum mâncăm noi? Cum dormeau ei și cum dormim noi? Cum munceau ei și cum muncim noi? Și atunci vom vedea că creștinismul a intrat într-un con de umbră, în care umbra vine din ce? Nu din neștiință, nu din necunoaștere, nu din lipsă de dogme sau din lipsă de dovezi, ci din lipsa de trăire. Doi mari sfinți, dar mari tare, pe unul îl chema Pahomie, l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce va fi cu neamul acesta călugăresc de după noi? Și a spus, vor fi mai răi ca voi. Dar ce vor face? Păi zice, nu vor face nimic. Păi zice, și atunci ce se va întâmpla? Va veni după dânsi o generație și mai răi. Păi și aia ce vor face? Aia nu vor face nici cât au făcut cei după voi. Nici la jumătate, nici un sfert măcar. Păi și după ei ce va fi? Vor veni alții și mai răi. Păi de ce, Doamne? Pentru că nu-i treaba ta, așa vreau eu. Și a zis, e un răspuns nemulțumitor. Aș vrea totuși să mă lămurești. Aici discuțiile erau mistice în duh, deci stădea Dumnezeu la sfat cu omul, dar nu ca în biserică, ci cu totul altfel, în chip tainic. Și zice, dacă atât de rușine a ajuns neamul acesta și atât de ticălos și de decăzut, la cel mai îngădui? Și atunci s-a auzit glasul Mântuitorului din cer și a spus așa, nu este omul a cunoaște tainele lui Dumnezeu, dar am să-ți dau trei răspunsuri mari. 1. Această tagmă nu va pieri până la sfârșit ca să nu se calce cuvântul Evangheliei de azi pe care l-ați auzit la predică. Cel ce lasă mamă, tată, frate, soră, pentru mine vrednic este de mine. Iar cel ce nu lasă mamă, tată, frate, soră, țarină, holdă, fii, fiice, copii și averi, nu este vrednic de mine. Și cel ce se va rușina de mine în neamul acesta ticălos și viclean și spurcat, mai este o altă formă a Evangheliei, și eu mă voi rușina de el și de sufletul lui când voi fi în slavă cu sfinții îngeri înaintea Tatălui. Deci e vorba de judecată, deci avem deodată parusia, venirea Mântuitorului. Petru, într-o întrebare tot așa mai curioasă, ca omul care vrea să știe exact ce îi se cuvine, întreabă, zice, dacă noi, Doamne, dacă totuși am lăsat toate, ce va fi? Și atunci Mântuitorul s-a adresat lui Petru și i-a spus, Petre, nu te bucura nici că faci minuni, nici că scoți dragi, nici că tămăduiești bolnavi. Bucurați-vă mai ales că numele voastre s-a scris în cartea vieții. Deci mare taină lucrul acesta. Ce este cartea vieții? Nu mă întrebați că n-am văzut-o niciodată și n-aș putea să vă răspund. Dar sigur e haina lui Dumnezeu și veșmântul lui de lumină pe care sunt trecute sufletele celor drepți. Cum spune dreptul Simeon, dreapta Ana, dreptul Iosif,
dreptul Ioachim și așa mai departe, dreptul Iov. Deci era clar că erau plăcuți lui Dumnezeu și atunci sunt scriși undeva. Și acestea sunt numele scrise în Cartea Vieții. Și când vorbim de Cartea Vieții, Dumnezeu nu poate fi decât o carte deschisă, care este izvor de lumină peste puterea gânditoare, unde fiii luminii sunt trecuți cu lumină. Că așa spune, umblați în lumină cât sunteți fii ai luminii și cât aveți lumina la voi. Pentru că cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Deci categoric despre aceasta e vorba. Și spune, însutită plată veți avea. De ce e însutită plata aceasta? Este însutită din două motive. Unu, nimeni în lumea de astăzi, în bolnava iubire de sine pe care noi o vedem la fiecare pas, ai văzut, din iubirea de sine vrei jeep, din iubirea de sine vrei 20 de camere, din iubirea de sine vrei 10 haine scumpe, din iubirea de sine vrei nestemate, din iubirea de sine vrei perle, din iubirea de sine vrei pietre prețioase, din iubirea de sine vrei saci de bani, din iubirea de sine vrei un număr nenumărat de case și averi și lucruri nefolositoare care trec și furile rod și mole o mănâncă. Din iubirea de sine mănânci până nu mai poți, din iubirea de sine te îmbolnăvești din băutură, din iubirea de sine te îmbolnăvești din somn, nu ne spun că mă odihnesc, s-o credeți voi. S-a demonstrat că lenea este un păcat de moarte și este condamnabil nu pentru că face parte din categoria păcatelor mânioase care îl supără pe Dumnezeu, ci pentru că omul, dacă doarme mai mult de 8 ore, se îmbolnăvește. În momentul în care somnolești în pat și trândăvești, funcțiile încetează, cum să cumințesc, să lenesc, și organismul lucrează ca și cum ai fi într-o anestezie, ca și cum ai fi într-o amorțeală de operație. Și atunci, tot continuând să-l ții încetinit, 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 atrofiază anumite lucruri nervoase acolo înăuntru și începi să devii un molcău, 12 ore și iar ții somn și iar ești obosit, tocmai pentru că tu nu te odihnești, supraodihnești, adică începi să te îmbolnăvești. Și atunci toate acestea s-au demonstrat prin iubirea de sine. Să faci tot ce vrei și tot ce îți place prin iubirea irațională față de trupul tău. De-aia unul crapă de băutură, de-aia unul crapă de prea multă mâncare și chiar este și proverbul popular, că a murit de prea mult bine. Deci poți să mori și de prea mult bine. În momentul în care spune că însutită plată veți lua, închipuiți-vi-l pe patriarhul Avram al Vechiului Testament, care la un moment dat, cum stătea el acolo în ținutul lui, cu casa lui, cu masa lui, cu toate ale lui, primește un mesaj divin de la Dumnezeu Cerului, care îi verifică în primul rând și seriozitatea, și credința, și punctul de vedere, și modul de a vedea lucrurile, și îi spune așa, lași toate și vii în ținutul Ur. Pur și simplu, într-un teren măcar unii nu-l cunoștea. Când vinzi o casă și cumperi o casă, ce faci? Băi, zici că dau două camere, că mă duc la trei. Dau o zonă mai proastă pe una mai bună sau dau una mai zgomotoasă pe una mai liniștită. Ăsta nu știa unde se duce. Și-a luat pe nepoțul, și-a luat pe fiusul, când avea niciun fiu, și-a luat pe nevastă, și-a luat slugile, și-a luat rude ce a avut, și-a luat turmele și-a tăiat-o de nebun peste munți până a ajuns în ținutul haldeic, în ținutul Ur. Și-a stat acolo. În cort, în colibă, nu știa dacă e apă, nu știa dacă e căldură, nu știa dacă ai ce mânca, dar a ascultat porunca lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a făcut tată a multor neamuri. Dumnezeu l-a făcut părinte al tuturor popoarelor. În momentul în care cei trei tineri au stat la masa lui Avram și au mâncat, i-au spus doar un singur lucru, fiii tăi vor fi mai mulți ca stelele cerului, referindu-se la sfinții de astăzi, și mai mulți decât nisipul mării, adică la lumea care moare, trece și nu mai există. Și de ce v-am dat exemplul acesta? Ca să înțelegeți un mod de lepădare de sine simplu, în care Dumnezeu te cheamă la ceva ieftin, dar veșnic. Cum îți închipui chemarea celor 12 apostoli venind spre Hristos
La un mod contractual, n-ai vrea să fii apostol, uite, poți să-ți oferi atâta salar, ai atâtea drepturi, ai telefon mobil, îți voi da mașină la scară, o să ai apartament în centrul Galilei, îți înlesnezi vilă în Ierusalim, vino să propovăduim. Nu. Să n-aveți traiste, să n-aveți bani, să n-aveți două haine, să nu luați nici toiag, să nu luați nici încălțări în picioare. Absurditate. Deci este un mod de a vedea lucrurile la modul cel mai macabru. Și vă trimit pe voi doi câte doi, precum mei în mijlocul lupilor. Și unii din voi vor fi prinși și vor fi bătuți sau vor fi chinuiți la dregători și în temnițe. Veți fi închiși pentru numele meu. Unii vor pătimi de moarte. Și ridicându-și Mântuitorul ochii, n-a mai văzut în jurul lui niciun apostol. Cei 70 au dispărut toți, n-a mai rămas nimeni. Dar uitându-se la dreapta lui, a văzut doar 12. Și a zis, dar cu voi ce? De ce n-ați plecat? Păi la tine am aflat izvorul vieții veșnice. Deci iată ce trebuie să afli un om când îl caută pe Dumnezeu. Deci dacă nu pleci de la premiza de unire cu Dumnezeu întâi în suflet, dacă nu pleci de la unirea cu Dumnezeu în minte și dacă nu pleci de la unirea cu Dumnezeu în inimă, n-ai să fii niciodată niciun preot bun, ai să fii un borfaș, n-ai să fii niciodată un călugăr bun, ai să fii un golan în haine negre, n-ai să fii niciodată un arhiereu bun, ai să fii un lacom sau un pier de vară, că așa cum a fost de-a lungul istoriei și citiți IBU Universal și Ibereu. N-ai să fii niciun creștin adevărat, ai să fii un terchea berchea și tot timpul o oaie rătăcită în pădurea lupilor care stau să culeagă pentru fiecare sectă, proști care au pierdut cărarea adevărului. Deci asta suntem noi fără această chemare care trebuie să plece din ce? Din premiza Evangheliei de astăzi. Cine se rușinează de mine în neamul acesta și eu mă voi rușina de el în neamul celălalt care vine. Nu trebuie să-ți fie rușine că faci cruce. Nu trebuie să-ți fie rușine că iei anafură și aghiazmă. Nu trebuie să-ți fie rușine că te închini. Nu trebuie să-ți fie rușine că postești. Câteodată chiar, așa ca să vedeți, creștinismul avansat pe blânduri de catifea. Părinte, știți la noi la serviciu să mai dă câte o onomastică, e miercuri. Îmi dați dezlegare să mănânc, că se uită toți urât la mine. Mănâncă, dragă, că nu ce intră în gură spurcă pe om, ce iese. Dar dacă tu ești creștin adevărat și te-ai dus la masa respectivă și ai luat o gură de vin sau un pahar cu apă sau roșii sau un castravete sau o felie de pâine unsă cu două icre sau cu margarină și ai mâncat și tai din gură fără să te agiți, fără să faci propagandă, fără să ieși în relief, nu ești tot tu creștinul. Dar el vrea dezlegare, pentru că dacă află șeful sau șefa că el e ortodox și merge la biserică, râde de el. Și știți ce impresionat e că râde de el? E rușine de Dumnezeu. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Aceștia sunt oamenii care vor să umple sinaxarele. Aceștia sunt oamenii moderni de astăzi care le rușine să facă cruce în mijlocul străzii. Aceștia sunt oamenii care înjură în mijlocul străzii, aceștia sunt oamenii care urăsc în mijlocul străzii, sau bat procesele, sau care au probleme cu poliția, sau care au tot felul de probleme și se ceartă cu vecinii, se dușmănesc de la garduri, de la pereți, la tot ce vreți. Da, sunt creștinii noștri pregătiți să urce cu piciorul în sinaxare. Un alt mod de a fi sfânt, spune Mântuitorul Iisus Hristos, și nu o spun eu, o spune Evanghelia de astăzi. Cine urmează toate acestea este vrednic de mine și cine nu urmează toate acestea nu este vrednic de mine. Și vom avea două murmure. Dar nu putem toți fi sfinți. Sigur că da. Așa este. Nu putem fi toți sfinți. E păcat. Nu-i voie să fim sfinți.
Dacă postești un păcat, dacă te rogi un păcat, dacă ești bun un păcat, dacă ești serios un păcat, nu, trebuie să fim răi, că așa e lumea. Știi, părinte, cerea s-a făcut lumea, noi ne-am făcut răi. Lumea e tot aceea, soarele din răsărit răsare și n-a pus să sfințește. Izvorul tot din pământ iese, iarba tot în sus crește, zarzavatul în grădină aceeași culoare o are, borșul în oală are aceeași valoare. Deci, noi trebuie să debităm în minții noastre nu învechirea timpului bisericii, ci noirea liturgică a veșnicului din biserică. În momentul în care eu sunt prezent la fiecare sfântă liturghie, de duminică sau sărbătoare, în momentul în care eu sunt împărtășit lunar cu sfintele taine și în momentul ce eu zilnic stau cu nasul în catisma mea de la psaltire, auziți, părinții de demult știau psaltirea pe de rost. Părinții de demult știau acatistele pe de rost. Părinții de demult erau care știau câteodată și Noul Testament pe de rost. Iar unii citeau neîncetat scripturile și nu se plictiseau. Dar de ce nu se plictiseau? Că viu este Dumnezeu creștinilor în inima lor. Deci când e Dumnezeu mort în tine, n-ai cum să-L găsești. Dacă Dumnezeu nu-i viu în inima ta și tu L-ai răstignit și L-ai omorât, cum să-L cauți viu? Cum să-L găsești pe Cel înviat când tu L-ai răstignit singur și L-ai omorât cu patimile tale? Nu i-ai dat o zi de post că ai glicemie. Nu i-ai dat o zi de post că ai regim. Nu i-ai dat o zi de post că ești suferind cu pancreasul, cu ficatul, cu stomacul, cu digestia. Dar în schimb l-ai îndopat bine cu carne pe Hristos, că aia îți face bine la sănătate. Numai că ce folos? Întâlnim trei lucruri care sunt consemnate în Sfânta Evanghelie. Fica lui Iair a înviat și a murit din nou. Că i-a venit vremea să moară. Fiul văduvei din Ain a înviat, dar a murit din nou. Lazar cel înviat de 4 zile, mor de 4 zile, a înviat și a murit din nou. Dar avem un semn mare care ne spune că Hristos a înviat odată pentru totdeauna și în veac nu mai moare. Cum vă explicați lucrul acesta? Este acel om născut din femeie, Fiul lui Dumnezeu întrupat și deșertat, care a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dar acum prin modelul și exemplul său personal. Stând în muntele Carantania și flămânzind 40 de zile și 40 de nopți, nimic mâncând și nimic bând. Și lăsându-ne nouă concesia de a urca spre sfințenie cu caș de post, roșii de post, brânză de post, smântână de post, salam de post, carne de post, soia de post. Deci iată câtă grijă pentru iubirea de sine din trup. Pe când în pateric, dacă ne ducem la cei doi bătrâni, unul din bătrâni își cheamă ucenicul, era sâmbăta învierii și a zis, fiule, haide să facem slujba și să dezlegăm că e praznic împărătesc. Și punând cei trei pesmeți muiați în oțet și câteva rădăcini fierte, au slobozit pe ele câte 12 picături de unt de lemn și a spus, astăzi e învierea. Deci vedeți care era dezlegarea la post? Noi avem dezlegări la pește tot anul, avem dezlegări la harț tot anul. Vedeți, pentru un post de săptămână, de o săptămână, că atâta vă ține, vă 10 zile, nu știu dacă are mai mult, biserica ne-a dat o săptămână de harț, să ne îmbuibăm cu tot ce apucăm, nu care cumva să slăbească aureola, nu cumva să pierdem din virtute. Deci am avut o săptămână totală numai de pregătire pentru post. Vă dați seama ce pregătiți sunt cei care luni și marți încau frigiderul plin cu mâncare și zice, nu poți să o arunc, părinte, trebuie să o consum, sigur că da. Un alt mod de sfințenie și care a fost foarte rar în biserică și nu-l mai întâlnim astăzi, a fost mucenicia. Ăștia sunt cei mai autentici sfinți pe care i-are biserica, ca drept dovadă că și canoanele bisericii au hotărât ca în talpa Sfintei Mese, în Sfântul Antemis,
În temelia bisericii să se pună întotdeauna moaște de mucenici, adică rămășițele pământești sfințite și harismate ale oamenilor care au pătimit pentru Hristos. Și acești mucenici au murit indiferent de voința lor, dintr-un fanatism bolnav. Dacă ar fi astăzi să fie o prigoană creștină și să se facă mucenici, sunt ferm convins că nici jumate din noi n-am fi buni de mucenici, dar poate am exagerat, poate nici trei sferturi sau aproape toți, pentru că toți am fi apt necombatanți, cum se spune în armată, inapt serviciu militar. Am fi inapt pentru martiriu. Știți, eu am o panică, s-ar putea când văd călăul să leșin. Știți, eu am o durere de cap și o tensiune, s-ar putea să fac un accident cerebral dacă mă ia tare igemonul. Nu era așa. Ăștia erau băgați în temniță de vii, îi bătea și îi schingea, îi nenorocea până îi distrugea ca oameni, nu mai arătau a figuri umane, ci niște cadavre pline de sânge, chinuite, rupți, trași cu unghii de fer, cu toate nenorocirile. Și apoi erau scoși într-un stadion mare, într-un fel de arenă, dacă ați fost prin Italia, că multe băbuțe se duc la muncă de grijesc bolnavii. Vizitați odată Coliseumul din Roma. Acolo nisipul de jos este scăldat în sânge de creștin. Dacă mai fie ăla de pe vremea respectivă, sau nu s-a pus altul nou când s-a restaurat. Dar acolo în Coliseum se băga 100, 2, 3, 4, 5, cum arată istoria patriarhului Papa Damas. Deci, Damasus, cum îi spunea la vremea respectivă, pe vremea mucenicului Tarsisus, 3.000 odată i-a băgat în arenă, a dat drumul la animale de astea flămânde aduse din junglă, leoparzi, lei, tigri, îi înfometa câte o lună de zile și când le dădea drumul, măcina în jumătate de oră, nu rămânea decât cadavre și oase și oameni zdrobiți și mâncați, mutilați, nu mai exista nimic, deci nu sufla nimeni. Dar erau cazuri când Dumnezeu, ca să proslăvească dreapta credință, veneau fiarele sălbatice și se gudurau pe lângă om ca pisica, le lingeau mâinile sfinților, le lingeau picioarele, nu se atingeau de ei și atunci erau mirați și ei și spuneau, a, cred că cu vrăjitorie fac aceasta. Și atunci îi tăia cu săbii sau îi lega cu foc sau îi ardea cu foc sau îi spânzura. De ce vă spun lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că istoria Bisericii Ortodoxe universale creștine nu este o glumă, ci este o dramă permanentă de sânge dumnezeiesc și Duh dumnezeiesc. Ce trăim noi astăzi? Lenea de a ne spovedi, lenea de a ne împărtăși, lenea de a ne ruga, lenea de a merge la biserică, asta nu este creștinism. Este un fel de letargie, așa cum e la reanimare, când începe bolnavul să-și revină și îi mai dai o gură de perfuzie, un pahar cu suc, o lingură de apă, o pastiluță, o glucoză și el mai dă de dornii aripă și iar leșină. Cam așa suntem noi creștini în ziua de astăzi. Într-o stare morbidă, într-o stare de leșin din ăsta spiritual, în care vezi, Doamne, avem grijă să ne conturăm bine personalitatea și imaginea, să nu fim alterați sau jigniți, sau atinși, sau lezați, sau cum a spus odată cineva, dar de ce să mă duc eu la biserică să mi se facă observație? Biserica nu face nimănui observație, atrage doar atenția. Biserica este obligată și datoare, indiferent de condiția politică sau socială, indiferent de contextul istoric sau ideologic, este obligată să-și îndemne pe creștinii ei să fie treji, așa a spus Apostolul Pavel. Fiți tari, fiți treji și căutați să nu cădeți în ispită. Și apoi, ultima latură după martiri și apostoli și mărturisitori și dascălei lumii, vine latura cea mai înaltă, este o latură mistică, deci este o latură ascetică, este o latură duhovnicească, în care încep să apară pusnicii, dar nu ăștia de azi cu indicatori, care vă dau prognoze de astea. Știți, va fi în Iași un mare măcel. Vedeți că în toamna cutare va fi o mare nenorocire. În primăvara cutare va fi mare vărsare de sânge. Astea sunt prostii inventate de oameni fără ocupație și lipsiți de duhul psaltirii. Deci nu mai au rugăciunea. Vor să rămână în istorie cu ceva și nu au cu ce. Și atunci aruncă câte o dumă. Iar dacă se întâmplă ceva
ocazional, mă rog, un meeting de 80 de babe care sunt supărate pe pensia lor sau 80 de oameni care sunt nemulțumiți că le-a tăiat din salar, ai văzut că a profețit părintele cu tare că va fi o răzvrătire. Nu așa. Nu asta e treaba pusnicilor și a profeților. Treaba pusnicilor și a profeților este cu totul de altă natură. Și deschidem patericul și ne ducem la pusnicul Ilarion, care a zis așa: Doamne, dă-mi să cunosc lucrurile tale. Și s-a rugat vreo 30 de ani. Și într-o zi l-a plimbat un înger sub formă de călugăr și a văzut o sumedenie de nenorociri. O citiți în Pateric, nu vă spun, nici nu vreau să vă amintesc, numai vă dau ca sugestie. Și a văzut lucruri neperceptibile minții omenești. Un copil omorât în leagăn, un câine omorât în lanț, un vas furat dintr-o casă, aruncat într-o apă, o biserică bătută cu pietre, o crâșmă la care unul se închina și bătea mătănii și așa mai departe. Și a zis: Doamne, ce nenorociri pe fața pământului. Și a zis la urmă călugurul respectiv: Tu te-ai rugat lui Dumnezeu să ți se descopere, iar eu am venit să-ți vestesc. Judecățile lui Dumnezeu nu sunt ale voastre, fiii oamenilor. Tot ce vedeți voi că se întâmplă rău pe pământ, la Dumnezeu este bine. Și vă dau doar esența discuției care era de un minut. Acolo unde ai văzut că am dărâmat casa, era făcută din muncă nedreaptă. Și ca să nu fie sub blestem, de acum va munci și o va face cinstit că e credincios. Acolo unde am omorât copilul, era zămislit în noaptea de Paște, în praznic împărătesc, și avea să iasă un criminal și să omoare multă lume, dar așa a murit el și nu mai e nevoie să meargă plin de păcate la Dumnezeu, ci merge un înger curat, părinții prin căință dobădesc alți copii și își îndreaptă viața. Acolo unde am bătut cu pietre în biserică, dracii jucau pe Sfânta Masă de bucurie că în satul respectiv oamenii nu primesc preot, că mai mulți sunt eretici. Dar totuși în crâșmă primarul a spus: și pentru 10 ortodoxi mă voi zbate la episcopie să aduc preot în satul acesta, să nu rămână satul fără liturghie. Și îngerul care era călugăr, el făcea mătănii, se ruga să împlinească. Dar aia ce a zis: uite nebunul, la crâșmă se închină și în biserică bate cu pietre. El bătea dracii care jucau pe Sfânta Masă. Iar acolo, zice, unde ai văzut că am omorât câinele, zice, ăla avea să turbe, dar pentru că stăpânul e credincios, e păcat să încerci așa o ispită, că mergând să-i dea mâncare, trebuie să-l muște și să moară. Dar așa cumpăra el alt animal la casa lui. Și vezi că bine le-am făcut, iar vasul care l-am furat era dintr-o biserică și avea blestem, păi nu se va întoarce de unii luat, tot neamul lui să stea în iad. Am aruncat vasul în apă lângă biserica de unde s-a pierdut, îl vor găsi și să ridică blestemul de pe 7 neamuri care stau la iad. Iată că e foarte frumoasă istorioara. Eu v-am explicat-o doar simbolic. Și a zis pusnicul: mari sunt lucrurile Domnului. Și a spus: da, părinte, și cu tine la fel de mari. Pregătește-te, că mai ai 3 zile, și mergem în cer să-i cântăm lui Dumnezeu slava, aliluia. Deci vezi ce misiune are un pusnic, cu ce trebuie să se ocupe el? Deci pusnicii nu se ocupă de probleme relative, numai de probleme total duhovnicești și spirituale. Nu-l interesează pe pusnic ce partid politic e la putere și nu-l interesează pe pusnic ce lege are țara. Pe pusnic îl interesează cum să unească cerul cu pământul prin rugăciune pentru cei ce noaptea dorm, fură, beu sau desfrânează. Sau uită să se roage. Pentru că țara noastră și lumea asta aceasta, dacă ați vrea să vedeți cât e de mare mila lui Dumnezeu, raportați-vă numai la un singur lucru. Închipuiți-vă într-o singură zi, câte păcate să fac de cele 6 miliarde de oameni existenți pe fața Pământului în 24 de ore și câte iartă Dumnezeu și suportă și rabdă. Și noi nu putem suporta că nu mi-a dat ăla bună ziua, că ăla mi-a trântit ușa în nas, că nu m-a servit, că nu m-a ajutat. Noi suntem mai tari ca Dumnezeu. Deci trebuie să ne revenim cu picioarele pe pământ și să căutăm după pusnici ce? Ceata cuvioșilor. Ce sunt acești cuvioși?
Acești cuvioși sunt niște oameni simpli, temători de Dumnezeu, locuitori, fie în adâncul pustiei, sau cum era în vremea lui Eftime, Antonie, Pahome, Teodosie și mari începători ai veții de obște, care trăiau izolați și se rugau pentru lume. Și să vedeți ce făceau unii și ce făceau alții. E o greșeală fatală prin care trecem toți. Și eu personal cred că am trecut de mii de ori. Vine un boier mare, rapid, îi stai în față, îl pui la masă, îl cinstești, îl odorești, îl bagi în seamă, îi dai o carte, îi dai o icoană, nu mai știi cum să te porți cu el. Și merge dita împărăteasa lui împăratul Teodosie la Sfântul Arsenie cel Mare, care se ruga într-un bordei și îi spune: te rog să mă pomenești în rugăciunile tale, să piară pomenirea ta din inima mea. Păi tu știi cu cine stai de vorbă? Oricine ai fi, femeie, să piară pomenirea ta din inima mea. S-a dus rapid la împărat și a căutat prin guvernatorul ăia, cum e, mă rog, avea și eu oameni de tani, și a zis: bă, ce-o fi cu călugărul ăla despre care s-aude, uite, așa, 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 ăla nu e o leacă nebun? Uite, zice, m-am dus la el și ce mi-a spus? Nu, nu gândi așa. Urcă-ți mintea acolo unde trebuie urcată, zice, el a fugit de lume și s-a îndepărtat de lume, să roagă pentru toată lumea. Dar nu poate pe tine ca femeie să te bage în inima lui și să te pomenească, când acolo este locul Maicii Domnului, zice, că de aceea s-a dus în pustie. Dar tu ești pururea în rugăciunile lui. Și-a tăcut din gură împăratul și a vrut să-l cunoască. Bineînțeles că împărăteasa s-a plâns, normal că nu i-a convenit. Și s-a îmbrăcat pe împăratul în ostaș, s-a dus la pusnic acolo, au intrat în colibă și a spus pusnicul: vremea rugăciunii. L-a pus în genunchi, a făcut mătănie, a zis psalmi aleși, a mai zis ce a mai cântat acolo un psalm, iar s-au rugat, vreo trei ore au dormit și a trecut noaptea. Dimineața, când s-a sculat pusnicul, i-a pus împăratului trei pesmeți muiați în oțet și puțină apă, i-a pus trei curmale și trei rădăcini acolo și a mâncat împăratul. Și a zis împăratul: de când sunt eu, n-am mâncat o mâncare mai bună ca asta. Și i-a spus: da, omule al lui Dumnezeu, așa este. Dar mâncarea care o mâncăm noi, o binecuvintează Dumnezeu. Deci, noi creștinii, nu trebuie să ne stresăm și să ne facem probleme. Când a ieșit cozonacul rumenit, când a ieșit coliva dulce, când au fost așezate bomboanele frumos, când a fost sarmale gustoase, cui nu-i place să nu mănânce, ce să se pune sub nas, mănâncă și dă slavă lui Dumnezeu. De ce? Ne lamentăm la două lucruri elementare. Ortodoxia este toate simboluri, dar sunt simboluri sacre, și ortodoxia este toate obiceiuri, dar sunt obiceiuri profane. Și acum noi trebuie să ne străduim în lumea aceasta în care trăim, dacă cu adevărat mărturisim înaintea Tatălui și a oamenilor puterea Fiului lui Dumnezeu, să demonstrăm trei lucruri. Nimic din simboluri nu trebuie știrbit. Când se cădește, are un motiv și trebuie să o faci cu evlavie. Când se împărtășește, are un motiv și trebuie să o faci cu evlavie. Când te spovedește, are un motiv și trebuie să o faci cu evlavie. Când începi să aduci obiceiurile, alea poți să le sari că nu se supără nimeni. Dacă ai pupat mâna sau n-ai pupat mâna, asta nu te scutește de rai sau te scoate din rai. Dacă ai apucat să dai bună ziua sau n-ai apucat să dai bună ziua, nu te scoate din rai. Dacă a fost coliva mai mică sau mai sărăcăcioasă, nu-ți scoate mortul din rai și îl duce în iad. Nu, tot în cer să duce. Pentru că esența este semnul. Deci este ce? Este ceea ce trebuie făcut, esența problemei, colivă, grâu fiert. N-a stat în vremea Sfântului Teodor atunci să-i pună la colivă nuci de cocos măcinate și bomboane grecești colorate și nucă dată pe mașină și să o fiarbă cu stafide. Nu, drag, este așa, fierb grâu și dai la creștin să bage în trânsă. Mâncarea e spurcată, idolatră. Atât. Ei, noi trebuie să știm că aceste formalisme învățate de noi, tradiții populare, nu ne știrbesc ortodoxia și nu trebuie să ne urâm dintre ele. Nu părintele a gustat de la aia, că era mai bogată. Nu părintele a mâncat de la aia, că era mai bun. Nu. Toate mâncările sunt bune și binecuvântate celor curați prin cuvânt dumnezeiesc. Deci clar să fie.
Iar înaintea lui Dumnezeu, o simplă prescură cu o lumânare este echivalentă cu un parastas cât o vacă întreagă dată de pomană. Da. Și înaintea lui Dumnezeu, un vagon de pâine este egal cu o prescură înfiptă cu o lumânare, chiar dacă ele sunt ruminite și ai hrănit un oraș întreg. Deci înaintea lui Dumnezeu, când ai spus, te iert și te dezleg pe tine, robul Dumnezeu, Ion, Vasile, Maria și tot neamul lor ce a dormit, dezlegat va fi. Scurt. Și de ce v-am spus lucrurile acestea? Aceasta este ortodoxia lucrătoare care trebuie să nască sfinți, dar nu naște sfinți, naște monștri, oameni mândri, oameni orgolioși, oameni plini de sine, oameni cu figuri, dacă ăla a adus 2 colaci, ăla trebuie să aducă 4, dacă ăla a adus 9, ăla trebuie să aducă 12, dacă ăla a adus 12, ăla trebuie să aducă 24. Nu e o întrecere, fraților. Nu, în ortodoxie a spus Pavel, cine n-aleargă după legile jocului nu câștigă. Deci în ortodoxie toți suntem una. Și ultima categorie, v-am spus, după cuvioș, că aici am rămas noi la cuvioș, deci ați văzut cuviosul cum își tratează viața, o să vedeți și cealaltă esență, tot a cuviosului. Un pusnic sporit într-o mănăstire, zăvorit într-o chilie cu un gemuleț, veneau oamenii cu probleme și puneau un bănuț acolo și el făcea o rugăciune. Auziți, un boier mare. Și a venit și a aruncat și el un ban de aur. Cuviosul a luat banul și de bună cuvință. Starțul a venit, a luat banul și l-a pus în visteria mănăstirii, că așa e corect, deci așa se cade. Dar atunci, noaptea, cuviosul visează un ogor mare cu spini și îngeri răi, cum îl băteau cu bice la picioare, seceră că ai luat galbenul, seceră că ai luat galbenul. Și el sătrudea și nu mai termina de săcerat. S-a rugat lui Dumnezeu și a zis, Doamne, descoperă mie. De ce pedeapsa aceasta? Și i s-a spus, banul trudnicului zidește biserica, banii chiaburului necredincios o dă ramă. Aruncă-l afară că acesta nu se pocăiește niciodată. Trăiește cu impresia că făcând danie și-a rezolvat problema sufletească. A luat cuviosul, a chemat pe stareț, a aruncat banul afară pe geam și a spus, pune-l să se roage. Și nu l-a mai primit. Așa și noi. Deci când mergi la biserică, e foarte bine că prinzi lumânarea și dai un ban sau 10 sau 20 sau 30, dar asta nu înseamnă că peste săptămână acasă tu ai uitat cum se deschide cartea de rugăciune și cum se aprinde candela. Eu când mă duc în casa unui creștin să fac o aghiază sau îl vizitez, primul lucru care mi-l arunc în casă, mă uit dacă arde candeluța. Dar nu-i spun de ce. Mă uit așa să vă zic, hai să vă văd casa. Dar mă uit să văd, ea arde candela. Știu că are trezvie. Dacă candela arde în casa lui, acel om are bunul simț. De ce? Îi semn că respectă pe Dumnezeu. Candela este o condiție de spiritualitate duhovnicească, necondiționată de voința noastră, care suplinește starea de rugăciune din jertfa mâinilor tale. Tu ai dat bani pe ulei, îl pui să arde la feștilă. Faptul că ea arde de la ora până la ora, până vii tu din nou să te rogi să-i primenești mucul, înseamnă că casa ta e sub o stare de rugăciune. Dacă nu arde candela în casă, ăla e un creștin mort. De ce? Unii spun, afumă. Doi, poate să ia ceva foc. Niciodată. O pui într-un castron sau într-o tigaie și nu va lua foc niciodată. Și niciodată nu s-a auzit de case luate foc de la candelă. De-aia o lumânare uitată aprinsă, da, că e omul căscat, dar de la candelă nu. De ce lucrul ăsta? Ca să înțelegem că comuniunea și comunicarea cu Dumnezeu vine din interior și nu din exterior. Așa se explică că foarte mulți creștini au abandonat creștinismul și au ajuns în gura sectelor. Așa se explică că foarte mulți călugări s-au căsătorit, sau maici, sau... Știți decretul din 59? 6.000 de călugări și călugărițe nu s-au mai întors înapoi în mănăstire din 11.000 și ceva. Citiți cartea lui Gherasim, Iarba din roata carului, episcopul Gherasim al Putnei. Și o să vedeți acolo statisticile date. De ce? Unii au fost temători de Dumnezeu, au trecut peste încercare și au luat-o ca pe o ispită și au venit înapoi la lucrarea Domnului, alții s-au rătăcit sub scuza, e, dacă tot ne-a dat afară, indiferent dacă te-a dat afară. Și în toaletă, când te duci pentru nevoile personale, tot Dumnezeu stă de față și acolo trebuie să spui o rugăciune. Deci nu există un loc, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Cam aceasta e părerea mea despre Duminica tuturor Sfinților. Ca să spun că băbuțele n-ar fi sfinte, sau să spun că n-ar fi evlavioase, sau că n-ar fi credincioase, aș greși.
Dar în ortodoxie mai avem, mai am 5 minute. Avem un barometru. Știți cum se cheamă acest barometru? Starea de trăire interioară. Asta e drama în ortodoxie. Dacă te duci, de exemplu, în Biserica Catolică, ai ordine. Ordinul franciscan, carmelin, ursulit, ai intrat acolo și ești la rangul respectiv. Nu. În ortodoxie, problema se schimbă nițel și merge într-o libertate a Duhului care duce așa. Acum ești pe treapta 1 de valoare, adică ești sus, și a doua zi poți să fii jos, deci pe treapta de jos. De ce? Poți cădea oricând. Și căderea de unde vine? În momentul când ești în alergare spre Dumnezeu, n-ai voie să te oprești. Deci nu 3 zile am probleme, mă rog, mi-a trecut problemele, nu mă mai rog. 2 zile am necazuri, mă rog, a 4-a zi nu mă mai rog. Trebuie să fim într-o permanentă rugăciune, așa sunt sfinții. În alergare continuă după Dumnezeu. Alergând am alergat și Domnul a căutat spre mine și spune Scriptura, foarte frumos, fă un pas spre Dumnezeu că El face 10 spre tine. Deci v-am spus lucrurile astea, fiindcă sunt ferm convins că ați fi așteptat azi povești cu sfinți. Voi sunteți sfinții despre care a trebuit să vorbim astăzi. Deci sfinții care trebuie să-și desăvârșească căderile, să-și desăvârșească starea de mândrie și să o curețe, să-și desăvârșească și să-și înlăture starea de iubire de sine și nu în cele din urmă să-și aducă aminte, cum să mai cânta și pe la strană zilele trecute, că o mamă are datoria să lase în urme creștini buni, copii buni, educați, de ce? Care să aprindă pe mormintelor lor, lumânările credinței peste veacuri și peste ani, ca să nu ne trezim că în cimitire va fi făcute stadioane sau carfururi. Adică în momentul în care un cimitir este respectat de urmașii, de după cei care zac acolo și să aprind lumânări și să curățe, el este cinstit ca o operă de artă. În momentul în care este pustiu, se bagă buldozerul și se scot crucile, se îndreaptă terenul și deasupra se face altceva, istoria merge înainte. Dar istoria noi o putem sfinți sau o putem batjocori. Să dea bunul Dumnezeu după numele tuturor sfinților ocrotitori care aveți, să vă ocrotească pe toți întregi și sănătoși, iar în duminica viitoare a tuturor sfinților români să aveți câte un loc în sinaxar. Amin. Împărtășiți. Și au fost doar câțiva. Zic, uite, ăsta l-am împărtășit, ăsta l-am împărtășit, în timp ce sărutau crucea. Dar mă întreb, cât stau neîmpărtășiți și nu sunt astăzi la biserică? Unii sunt în distracții, unii sunt în stațiuni, unii la munte, unii în străinătate sau unde s-au dus. Pentru toți există același Dumnezeu și același Crăciun. Dar, ca și magii care s-au întors pe altă cărare la țara lor, așa și aceștia pe altă cărare se depărtează de Dumnezeu și își pierd sufletul trăind o viață comercială, distractivă, fericită, dar care nu are un sfârșit sănătos. Tot ce mâncăm se trece, tot ce agonisim roade molea și furiu și cariu, dar tot ce punem în suflet rămâne veșnic. Comoara din sufletele noastre nu poate fi luată de nimic. De aceea a spus Mântuitorul, pe lângă comoara pământească, noi să facem de fapt comoară în ceruri. Și ce-ar mai trebui amintit aici la praznicul nașterii, că va fi și mâine zi de Crăciun și poi mâine, de acum până la anul nou, toate sărbătorile, doar despre aceasta vom vorbi. Mâine e duminica de după Crăciun. Trebuie să înțelegeți că în această sărbătoare, în acest frumos decor de naștere a pruncului Iisus, care noi astăzi îl fastuăm, deci vedeți, încercăm să prezentăm colindele, să ne îmbrăcăm frumos, să ne pregătim cu masă îmbelșugată. De fapt, această masă îmbelșugată nu e a noastră. Este ospățul de la casa lui Crăciun, care n-avea obraz pentru cei săraci și neputincioși și a spus, dacă plătiți bine, vă primim în grajdul. Amin. Deci, noi de la această masă trebuie să învățăm de fapt altceva. Că dacă cineva la ușă stă flămând afară, poți să-i întinzi un blid de mâncare. Dacă cineva la ușă stă afară bolnav, poți să-i întinzi un medicament. Dacă cineva la ușă stă afară desculț, poți să-i dai o încălțăminte. Și aici specific și mă legitim de fiecare dată, nu borfașilor, ci săracilor. Hristos a avut chip de sărac, nu de vagabond. Deci, dacă este ticălos, pervers și pătimaș, să-l
hrănească societatea cu asistențele sociale. Dacă este creștin sărac, îl hrănește biserica. Așa se cuvine a face. În momentul